Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez zilnic poze cu mâncare, ce consum eu și așa mai departe, poze cu mine, cu progresul și poze cu miere, cu albine, cu produse apicole. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi, fraților, vom merge la sală. Nu am fost la sală de foarte mult timp. Săptămâna trecută am fost decât o zi. Acum 2 săptămâni la fel decât o zi. Momentan sunt pe drum. Vin de la Băbeni. Este o zi de sărbătoare. Astăzi este marți. Muncitorii mei nu au venit la lucru. Și de aceea am zis să profit de această zi mai liberă din programul meu și să fac ceva pentru sănătate, să mă duc să trag acolo un pic la brațe și piept, pentru că este o zi frumoasă, o zi în care m-am odihnit suficient, am dormit mult și mă simt pregătit să trag de fiare, iar apoi voi veni acasă, vă voi arăta ce mănânc, trebuie să dau acele kilograme jos. Apropo, la vlogul trecut, la al doilea Q&A, v-am lăsat acolo o întrebare. Câțiva dintre voi ați fost aproape. Eu am acumulat, m-am îngrășat, ca să zic așa, 6 kg în 2 zile. Niciodată nu am luat atât de mult în greutate, mi se pare extraordinar de mult. Te vă las acum pentru că sunt pe drum și ne revedem mai încolo. Iar referitor la kilogramele acumulate, cele 6 kilograme, am o poză de săptămâna trecută cu 113,7 kg am avut și duminica cu seara când m-am cântărit aveam 119,8. Și am luat 6 kg 100, fraților, nu vine să cred. Sper că o să aveți de învățat din această pățania mea, pentru că este foarte, foarte frustrant să acumulezi în 2 zile cât te-ai chinuit 2-3 luni să dai jos. Știu o grămadă de băieți din cartier care au brațul, capul și inima de fier, care ar fi vrut să plece până mai ieri, dar fiecare zi stau și trag la brațe și piept. Jaf Mahal, când îi prins pe ăștia în așa hal, dau pe dropul ăsta și umplem o hal. Mai umplem eu hal, bă, pune pe funșatul. Tequila, tequila, vezi că fac brațul cât capul. Sărințea lămâia e perfect, fac brațe și piept. Șapte Cuba, bate Cuba. Vreau să fac o barmanița asta alcool sutra. Check it, check it, check it, cum învarsă fata suta. Și cum mă privește în ochi de sus, am pus un tavan. Sultan, sultana e peste capul ei ca americanca. Putana, putana, se mișcă bine italianca. Din an în pași mă vezi la sală, mai degrabă în casă. Am o halbog în capul, beau din ea whisky, e groasă. Doza sui perfect când beau, fac brațe și piept. Yeah!
le-am spus și celor de aici la sală. Am fost un mare, mare prost și am mâncat foarte, foarte mult, până aproape să vomit, până mă dureau intestinele efectiv, mă durea burta, foarte nasol și o stare de disconfort. Și v-am zis, m-am îngrășat 6 kg, de la 113,7 la 119,7. Voi merge acum acasă să ne punem pe cântar să vedem câte kilograme am. Să vedem câte am slăbit în 2 zile. Deci sâmbătă duminică cât m-am îngrășat 6 kg, iar ieri și astăzi vedem câte am slăbit. M-ați văzut cum arăt, asta e starea mea actuală. Vă voi arăta și ce mănânc și câte kilograme am. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun. Că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. Bun, haideți că am ajuns acasă, dragilor. Haideți să vă arăt ce îmi pregătesc de mâncare. Dar îmi voi pregăti mai pe seară masa, pentru că momentan este ora 6. Nu mi-este foame, am mâncat foarte mult în weekend și efectiv nu mi-este foame. Însă vă voi arăta exact ce îmi voi prepara. Aici sunt cumpărăturile ce voi mânca eu în seara asta. Voi face ori paste din acestea de la Lidl, ori tăiței chinezești, tot de la Lidl sunt cumpărați, cu niște parmezan pe deasupra și sosul o să fie de bolognese, tot de la Lidl. Și aici mai avem un ketchup picant, dacă mai trebuie ceva picant. Iar dacă mi se mai face foame la noapte, voi mânca păstură. Este foarte, foarte bună. Dați un search pe Google să vedeți pentru ce este păstura, pentru ce este bună. Voi rânțâie câteva bobițe. Momentul adevărului. Nu m-am gândărit astăzi deloc. Deci este zero, da? Se vede. Ați văzut, dragilor, am 117,3 kg, am avut 119,7, am slăbit vreo 2 kg și un pic în 2 zile, dar trebuie să-mi fie învățătură de minte și trebuie să învățați și voi ceva din chestia asta. În 2 zile se poate distruge un progres de 2-3 luni și este foarte, foarte frustrant. De aceea trebuie să fiți cumpătați, chiar dacă mâncați mâncare sănătoasă sau naturală, trebuie să fiți cumpătați, să aveți grijă la porții. Eu am făcut excese foarte, foarte mari și pentru asta, cum să zic eu, încă mai am regrete, dar dacă voi trage la sală și dacă voi fi activ și voi mânca mai puțin, cu siguranță voi slăbi la loc chiar mai mult, pentru că trebuie să ne atingem obiectivul de 50 de kilograme. Cu acestea fiind spuse, eu sper că ați învățat ceva, sper că v-ați motivat. Sfatul meu este să mâncați sănătos, dar să nu faceți excese, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre, să consumați multă apă pentru că este foarte, foarte important să vă hidratați și să vă uitați la mine, să slăbiți dacă aveți nevoie, să ne motivăm aici împreună. Și nu uitați să-mi lași și un like sau un dislike la acest clip și un comentariu, pentru că mă ajută enorm pentru a fi distribuit mai bine în search-ul ăsta de căutare al YouTube-ului. Până data viitoare, eu sunt Otto, vă salut, ciao! Mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus.